Pe așa vreme ne-am ascuns la prietenii noștri de la București Molvitan în parcarea subterană, ca să ne bucurăm cât se poate de bine de o mașină foarte specială de la BMW. Asta este cheia, este desigur un M Performance din ce vedem aici. Iar mașina putea fi filmată fără probleme pe furtună. Dar trebuia să fie furtună cu tunete și fulgere. Pentru că acesta este BMW seria 8, ediție specială Golden Thunder. Vreau să ne vedem în comentarii și să vorbim acolo despre numele pe care l-a primit această ediție specială. Ce înseamnă ea? Pe orice seria 8 din această generație, disponibil acum la vânzare, anul trecut a putut fi comandat acest pachet, această ediție specială Golden Thunder, pe oricare dintre versiunile de caroserie disponibile, coupé, cabrio sau Grand Coupé. Aici avem un seria 8 Grand Coupé, Golden Thunder, și v-ați prins. Îi zice Golden Thunder de la, mă rog, Golden Thunder este ilustrat prin aceste elemente aurii, mă rog, galbene de caroserie. Ce vedeți aici? Are preț de listă, 159.000 de euro cu TVA. Prețul de listă. Desigur, exemplarul ăsta are acum un preț mult mai bun pentru că este rulat câteva mii de kilometri. Doar două Golden Thunder au fost în România. Se pot cumpăra acum. Asta este una dintre mașini. Din 159.000 de euro, acest M850i Grand Coupé are 32.000 de euro opționale. Doar două culori de caroserie sunt disponibile și este negru metalizat, Sapphire Black, sau poți să-ți iei culoarea Frozen, negru mat. Pachetul Golden Thunder costă 6.400 de euro. Dacă îți mai cumperi culoarea Frozen, mai dai 4.000 de euro pe ea. Bun. Repet, în comentarii, da? În comentarii. Pachetul acesta are în componență acest, nu este autocolant, acest element de design decorativ auriu. Avem jantele cu atâta cauciuc pe 20 și aurii și ele. Foarte important pe acest model Golden Thunder, etrierii sistemului de frânare M Performance vin negri. Cum era să vină roșu, roșu cu galben. Bun. Continuăm pe prag cu elementul decorativ auriu. Bam, aici. Deci aici face așa, pac, design. Și ajungem în spate la aceleași jante uriașe pe 20. Asta e cheia, da? Super. Cu grijă, totul cu grijă. În spate continuă. Pe lângă prizele de aer false, elementul decorativ vopsit pe mașină. Bun. În rest avem pe acest exemplar echipat complet tot ce știți de la BMW seria 8, de la BMW seria 8 Grand Coupé. Am să pun în descrierea acestui video toate celelalte videouri ale noastre de aici cu BMW-urile serie 8 de generație 9. Există ceva dotări și la interior și dacă tot ne apropiem de interior, trebuie să ne uităm și la oglinzile retrovizoare, capacele oglinzilor retrovizoare laterale și ele aurii. Auriu, auriu, galben, auriu. La interior
Nu este blocat sistemul de iluminare ambientală pe culoarea bronz. Asta e bronz, nu este orange-ul. Poți să pui și verde sau albastru. Special avem această inserție, acest material gen auriu, tip auriu. Nu se vede foarte bine, poate de aici. Uite-l. Un aluminiu striat auriu. Și inscripționarea Edition Golden Thunder pe tetierele din față ale scaunelor cele mai sportive disponibile pe acest model. Și cu cea mai fină piele posibilă. Cam atât. BMW seria 8 Grand Coupe Edition Golden Thunder. Ăsta e. Aproape 160.000 de euro cu TVA. Hai să mergem și la interior să ne uităm. Poate că ar fi trebuit să fie ceva mai special din punct de vedere dotări. Pe prag avem una dintre cele mai mari inscripționări ale numelui modelului. Iarăși am cheia, pe care o știți foarte bine cât de lată e și cam cum e ea, cam cât de mare scrie. Super. Mai bine scriau și pe praguri de 6.400 de euro, sincer. Nu? Consumul din această dimineață cu bestia de 500 de cai. Vârful M Performance, modelul non-M al seriei 8 Grand Coupe. Pe modelul Golden Thunder primești niște dotări standard, care altfel ar fi opționale și ai plătit pentru ele, și aici avem cristalele incluse în acest set mic de dotări pe care le primești și nu plătești extra pentru ele. Întâmplarea face ca acesta să fie M850. Puteai să-ți iei Edition Golden Thunder pe orice motorizare, chiar și pe 840 sau D. Aș fi vrut să pot să vă arăt mai multe lucruri speciale de pe o ediție Golden Thunder, dar ea este fix definită de elementele pe care tocmai vi le-am prezentat. Ne mai uităm puțin și mai admirăm seria 8 Grand Coupe 850i, M850i, cu detaliile sale. Așa cum deja le știți foarte bine, repet, în descrierea acestui video găsiți toate linkurile către toate celelalte materiale ale noastre cu acest modelul coupe de top de la BMW. Coupe cu patruși. Nu? Vă aștept în comentarii pentru a discuta mai multe despre ce ar trebui, după părerea voastră, să însemne o ediție specială a unui model. La un nume atât de puternic, ce ar trebui să primești? Măcar 50 de cai în plus, sau mai multe inserții, sau o piele mai specială, sau un plafon mai special decât ăsta Alcantara negru, poate în altă nuanță.
BMW serie 8 Grand Coupe M850i X-Drive Golden Thunder. Doar o altă mașină mai specială de pe canalul nostru sau o mașină suficient de specială ca ediție specială.